This has been the car of Pablo Escobar as well, Sylvester Stallone, and okay. Schwarzenegger. Okay, so the right now we're looking at the car of you've heard the names. Wow. Deci, băi, fraților, sunt efectiv șocat de cum arată această mașină. Francesco ne-a povestit că este un model de mașină care a fost inițial gândit pentru armată, fraților. Este o mașină pe care, țineți-vă bine, au avut-o și Pablo Escobar, Arnold Schwarzenegger și am mai zis un nume șmecher rău de tot acolo, dar l-am uitat. Băi, și este totul original, deci uitați-vă, fiți atenți. Pielea originală. Ce-o face ăsta, băi? Un safety, ceva? Nici nu mă pricep.